și îl rog pe de proiectul Gheorghe Popa la Universitatea Cluj. Nu știu dacă mai sunteți disponibili să... Suntem, părinte. Ultima intervenție. Suntem. Ei, și tu? Suntem spirit. Sunteți obosiți fizic, dar proaspeți spiritual, nu? Ne odihnim prin muncă. Sigur că o să încerc să fiu cât mai sintetic și să am o perspectivă strânsă legătură cu celelalte două perspective, pentru ca să găsesc un punct de convergență între ele, aș vrea să plec de la afirmația pe care a făcut-o în final părintele Sorina Mihalache. Știința ajunge astăzi la concluzia că Universul, deci, are un început și că atare este un univers care a fost pregătit în vederea la ceva. Este un univers orientat spre ceva sau înspre ceva, și apoi voi vorbi de, sau voi valoriza poziția întru, înspre și întru, pentru a defini, spuneam, dimensiunea biologică a spațiului. Domnul profesor a plecat de la fenomenologia lui Heidegger, a trecut prin alți câțiva autori și a ajuns la fel la concluzia că modul de a percepe spațiul, la Iliade, de a orienta spațiul, depinde și de dimensiunea sa sacră, sau orientarea spațiului în orizontul sacru. Pentru a fi mai concret și poate a fi mai bine înțeles, aș vrea să plec tot de la patru concepte care există în ființă și timp la Heidegger și care sunt strâns legate de modul de a locui spațiul și timpul. Heidegger folosește, plecând de la conceptul de a fi în lume, vorbește și de a înlocui lumea, sau locui în lume, a sălășlui în lume și, în același timp, de a folosi lumea, sau a organiza, a orienta lumea. Și există patru concepte care ne arată cum este posibilă orientarea, pseudo-orientarea, dezorientarea și reorientarea. Asupra acestor patru concepte voi insista din perspectivă teologică, însă Heidegger folosește următoarele concepte. Înțeles originar, și el face distinție dintre a înțelegere și a explica, explicație și înțelegere, așa cum a făcut și Dilthey în secolul al XIX-lea, folosește termenul de situare afectivă, de modul în care noi ne situăm în raport cu lumea pe care o primim în interioritatea noastră, deci ne afectează, noi pătimim lumea, pentru că, așa cum a spus părintele Sorin, este o corespondență între simțul, sensibilitatea noastră sau dimensiunea noastră estetică, estitos, creată, înseamnă sensibil, și sensibilitatea lumii. Și apoi, modul cum reacționăm noi la aceste provocări ale lumii și în funcție de receptarea lumii și răspunsul nostru la această afectare a lumii, acest răspuns depinde înălzarea sau căderea noastră din perspectivă teologică. Și în final, Heidegger folosește termenul de discurs. Eu mă voi opri doar la primele două concepte, înțeles originar și situarea afectivă. Pentru că aceste două concepte ne ajută să înțelegem ce înseamnă orientare din punct de vedere biblic și teologic, ce înseamnă pseudo-orientare, dezorientare și reorientare. Înțelesul originar, înțelesul ontologic, este legat de logos. Sfântul Maxim Mărturisitorul, aici am să mă pot concentra și la să vorbesc. Sfântul Maxim Mărturisitorul face distinție între înțeles originar sau sens nepătimaș
prezent în lucruri, un sens duhovnicesc al lucrurilor și sensul pătimaș al lucrurilor pe care noi îl dăm acestui sens falsificând sensul original. Și sensul este legat de logos. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pentru a face această distinție, folosește și termenul de tropos al lucrurilor. Și de aici termenul de entropie. Cu alte cuvinte, în momentul în care definim adevărul, care e definiția scolastică preluată de părinte, adecvarea intelectului la lucru, înseamnă adecvarea intelectului sau a minții noastre, nu la lucru în general, ci la sensul original al lucrurilor. Sau mai precis, la scopul pentru care acel lucru există. Mai precis, dacă un pahar este făcut ca să beau eu apă și eu respect acest scop pentru care e făcut, înseamnă că sunt în adevăr. Dacă acest pahar îl folosesc incorrect, intru, ies din sensul original și intru în dimensiunea tropologică, adică a modului în care eu îl folosesc și pot să dau un cap cuiva. Asta înseamnă că intru într-un alt orizont etic și profanez sau discreditez sensul sau vocația originară a lucrurilor. De aici și păcatul în sens ontologic înseamnă ratarea scopului vieții noastre, așa cum a fost întâi de Dumnezeu. E bine, înțelesul original și distinția pe care o face Sfântul Maxim Mărturisitorul ne ajută să înțelegem și, cred că, problema entropiei. A fi entropos înseamnă să refere la modul în care folosim un dat al creației. Îl folosim bine, suntem în adevăr. Nu-l folosim bine, suntem în neadevăr. În mod surprinzător, am aici mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul, el spune că rațiunea are ca finalitate binele și intelectul sau mintea are ca finalitate adevărul. În totală contradicție cu perspectiva modernă care spune că rațiunea are ca finalitate adevărul și nu mintea sau nusul. Este într-o totală contradicție, deci cu modul nostru ne-a reprezentat și a definit rațiunea și raționalitatea lumii. E bine, aceasta este relația între înțelesul original și înțelesul pătimaș. Bine, al doilea concept, situarea afectivă. Situarea afectivă, deci, se referă la modul în care eu mă situez în raport cu lumea care intră în mine și mă afectează. Și există două perspective aici. O situare afectivă posesivă și o situare afectivă, am putea spune, euharistică sau recunoscătoare sau mulțumitoare. Într-o situație afectivă posesivă a intrat, de fapt, Adam în Geneză. Într-o situație afectivă, să spunem, euharistică, era înainte de căderea sa. Aș vrea să exemplific aceste două lucruri prin cele două texte care orientează umanitatea înainte de ceea ce teologia numește cădere. Deci există în Geneză binecuvântarea, creșteți, vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Creșterea nu se identifică cu devenirea în timp, cred că nu se identifică nici cu întâmplarea, nici cu determinarea, deși în templu nu înseamnă a fi în templu, nu se identifică, deci, cu providența, dar se identifică cu intrarea în anumită rânduială a existenței. Creșterea exprimă tocmai această dimensiune a unui spațiu care începe de la un punct, punct de singularitate și apoi crește. Sigur, nu vreau să insist prea mult asupra acestui lucru. Stăpânirea lumii este o stăpânire posesivă sau o stăpânire, dacă vreți, prin participare
Omul fiind preot și poet al creației, participă la creația lui Dumnezeu și atunci nu se instituie stăpân absolut al lumii, ci econom sau econom al darurilor lui Dumnezeu. Bine, această orientare ascensională are nevoie de un criteriu de orientare și acest criteriu de orientare este porunca. Din toți pomii să mănânci, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Deci este un criteriu etic pentru a ajunge la adevăr. Adevărul fiind pomul vieții, Sfântul Maxim Mărturisitorul îl identifică cu Hristos. Logosul întrupat. Deci porunca aceasta, spune Sfântul Maxim, cuprinde întreaga lege morală. Dar legea nu se lasă în sens juridic, ci în sens ontologic și existențial, așa cum s-a mai afirmat. Este, Hristos este ascuns în porunca sa, și respectând poruncile, mă întâlnesc cu El. Deci, porunca nu este o lege impersonală, ci orizont al comuniunii. Bine, de ce este nevoie de această poruncă, pe care unii au interpretat-o greșit? A spus că Blaga vorbea de frânele transcendente, că Dumnezeu era frică de om și a pus niște limite ca să nu-l destituie. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa, această poruncă este dată pentru o situare corectă din punct de vedere afectiv sau moral în relație cu lumea. El spune așa, pomul cunoștinței binelui și răului este lumea în care trăim. Dacă o luăm doar în sens sensibil și autonom, ea ne conduce la o cunoaștere duplicitară, mestecată dintre bine și rău. Dacă o cunoaștem, dacă o privim ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu și ca un dar al lui Dumnezeu pentru noi, atunci ne oferă doar cunoașterea binelui. Și această interdicție nu este juridică, ci este ontologică și existențială. De ce? Pentru că ține de maturizarea noastră. Este vorba de o anumită criză existențială care ne ajută să ne maturizăm din punct de vedere duhovnicesc. Se folosește imaginea dintre înțărcatul copilului și trecerea lui într-o altă etapă în care îi privește pe mama nu ca un simplu obiect de consum, ca un ex al dorinților sale. Copilul când este înțărcat trece printr-o criză profundă, plânge foarte mult, dar învață că mama nu e o anexă, nu este un obiect de consum, ci este un subiect cu care el intră în comuniune și este o prezență personală. Noi învățăm prin această criză să recunoaștem pe celălalt în identitatea sa specifică, să nu-l manipulăm și să nu-l considerăm o anexă a propriilor noastre dorințe. Cam așa este interpretată această poruncă. Și aceasta era orientarea inițială. Cum se întâmplă pseudo sau falsa orientare? Falsa orientare începe cu dialogul pe care l-am dat cu Duhul cel Rău, cu șarpele. Ce se întâmplă în acest dialog? În acest dialog nu se începe cu porunca lui Dumnezeu. Din toți pomii să mănânci, din acesta să nu mănânci, ci mai așteaptă să mâncăm împreună. Duhul cel Rău vine și spune așa, nu ți-a spus Dumnezeu să nu mănânci de aici? O anumită nuanță, care ce face? Absolutizează partea și uită întregul. Și de aici începe fragmentarea și pseudo-orientarea. Sigur că știu unde vedem pseudo sau falsa orientare și fragmentare. Consecințele sunt imediate. Omul nu-l mai privește pe Dumnezeu ca prieten, ci ca dușman, ca judecător care vine să-l sancționeze și se ascunde. Și este frică. Am auzit glasul tău și m-am ascuns. Că mi-este frică. S-a vorbit într-un alt interven despre frică. Frica este o emoție originară, sau dacă vreți, care ține de instinctul nostru de conservare. Dar frica este, are și un sens spiritual sau teologic, sensul că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, nu pentru că nu este frică de Dumnezeu, pentru că El este stăpân
sau judecători care sancționează, ce este frica izvorită din iubire, din, este un sentiment de a nu-l pierde pe celălalt. Același lucru care se reiterează la taina cununiei. Deci nu este frica stăpânului, sclavului față de stăpân, ci frica de a nu pierde ființa iubită. E bine, consecințele acestei pseudo-orientări, în afară de ascundere, de frică, de rușine, este transferul de responsabilitate. Nu eu am greșit, femeia pe care tu mi-ai dat-o. Deci tu ești vinovat și femeia pe care tu mi-ai dat-o. Un transfer de responsabilitate care înseamnă un mod incorrect de a accede la adevăr prin respectarea unei căi orientate spre bine, adică spre troposul lucrurilor, prin troposul lucrurilor spre sensul sau logosul lor. Și sigur că această consecință în raportul interpersonal se transferă mai departe. Cain îl ucide pe Abel. Abel trebuia să fie primul fiu, dacă nu se întâmpla căderea. Și orientarea, această pseudo-falsă orientare, ajunge la dezorientare. În traducerea românească la ființă și timp, termenul de dezorientare înseamnă, de fapt, orientare în sens invers. Adam devine Adamah. Este orientat spre neantul din care a fost adus la ființă prin actul creator al lui Dumnezeu. Și, pe urmă, criza ecologică, spin și pălămidă, pământul nu se mai dă roade, pământul nu-l mai recunoaște Domnul, care devine stație finală, care se substituie Creatorului și se instituie ca și stăpân absolut al creației. De aici această dezorientare, adică reorientare spre neant. Cum se produce reorientarea? Sfânta Scriptură se produce clar, tot printr-o intervenție clară a lui Dumnezeu. Textul este profetic, dușmănie voi pune între tine. Nu vreau să comentez, însă în toată Sfânta Scriptură întâlnim două paradigme, ca un fir roșu. Abel aduce jertfă curată, un miel. Imaginea mielului jertfit. Abel aduce un miel. Isaac, în locul lui Isaac, se aduce jertfă un miel. Este prefigurarea mielului lui Dumnezeu. La templu se jertfesc miel. La ieșirea din sclavie spre libertate se jertfesc mielul. Și în final, Sfântul Ioan Botezătorul prezintă pe el, iată mielul pe care de căpacatul lumii. Aceea este imaginea mielului și a doua imagine este imaginea spațiului sacru. Este paradisul, este arca lui Noe, este cortul, este templul și în final, Mântuitorul va spune, dar rămas templul și eu în trei zile îl voi zidi. Este vorba de templul trupului său. De aceea, centrul sau punctul de singularitate care orientează existența noastră este cuvântul sau logosul lui Dumnezeu. De aceea, toată interpretarea pe care o dau teologii și Sfinții Părinți Vechiului Testament o dau plecând de la prologul Evangheliei după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și Dumnezeu era cuvântul și toate prin el s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre el, spune că în el, pentru el și prin el s-au făcut toate. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre taina lui Hristos, spre această taină sau țintă finală privind Dumnezeu a dus de la neființă la ființă toate lucrurile. Aș vrea să închei, nu știu, mai am? Nu cred. Da, un minut. Cu permisiunea dumneavoastră, închei cu o deschidere spre scrisoarea a întâia a lui Eminescu, mi se pare. Deci, care este punctul singular?
Spune el foarte frumos. Punctul acela de mișcare. Sau dacă vreți, la început, pe când ființă nu era niște ființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, pe când nu s-ascundea. Este o anumită unitate bipolară. Și, dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur. Iată cum din haos face numă, iar el devine Tatăl. Este imaginea paternității lui Dumnezeu în final. Dumnezeu s-a inspirat din Evanghelia după Ioan, din prologul Evangheliei. Și deci, avem nevoie de un punct singular pentru a orienta spațiul nostru existențial. Cum găsim acest punct la acest, să spunem, dialog între filosofie, teologie și știință? Știința am văzut că ne propune Big Bang-ul. Filosofia, cred că ne propune perspectiva kantiană. Omul trebuie să fie tratat totdeauna ca scop, nu ca lucru, și ca atare are el o demnitate unică în cosmos. Și teologia bazată pe revelație, omul este poet și preot al creației, pentru că el este icoana lui Dumnezeu în lume. Vă mulțumesc!